Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă, 27 martie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. În primul rând, pe partea de dragoste avem aici șaptele de săbii. Hoțul, trădătorul, dezertorul. Nu vreau să vă panicați, în mod tradițional această carte vorbește despre lucruri destul de negative, vorbește despre minciună, despre trădare, dar în acest set de tarot, semnificația cărții este mult mai strâns legată de impulsivitate și de fantezii. Prin urmare, aici mesajul de la cărțile de tarot este să folosiți această energie a zilei într-un scop pozitiv. Nu ca să vă înșelați partenerul sau partenera, nu ca să faceți lucruri imorale, ci atunci când relația voastră a ajuns la o rutină, aduceți energia acestei cărți în relația voastră pentru a o infuza cu energie nouă. Discutați cu partenerul sau partenera voastră despre posibile fantezii pe care le aveți, despre lucruri pe care ați vrea să le încercați împreună, despre metode prin care puteți să vă mai scuturați de rutina și plictiseala vieții de zi cu zi. Dacă vă e rușine să aveți aceste discuții, o altă metodă pozitivă de a canaliza energia șaptelui de săbi în relația voastră este să citiți o carte romantică, să vă uitați la un film romantic, să visați cu ochii deschiși. Pentru cei singuri, aici cu șaptele de săbi aveți mare grijă, pentru că e posibil ca o persoană cu care discutați sau cu care ați început să vă întâlniți să vă ascundă anumite lucruri, să nu vă spună adevărul pe de-a-ntregul sau să împacheteze anumite lucruri într-o variantă mai ușor de înghițit pentru voi, așa că fiți vigilenți. Puneți toate întrebările pe care vreți să le puneți și dacă simțiți că nu primiți răspunsurile pe de-a-ntregul, ascultați-vă instinctul, pentru că aici clar ceva e putred la mijloc. Pentru toată lumea, profitați de această zi de weekend ca să vă uitați la un film romantic și ca să visați cu ochii deschiși. Pe partea de sănătate avem aici 4 de monede. Țineți cu dinții de ceva, nu vreți să renunțați la o rutină, la un viciu, la anumite lucruri cu care v-ați obișnuit deja în viața voastră, chiar dacă aceste lucruri vă dăunează foarte grav sănătății. Pentru că aceste lucruri vă dau confort și vă ușurează pe termen scurt viața, dar pe termen lung vă dăunează foarte grav și e posibil chiar să vă scurteze viața cu câțiva ani de zile. Așa că aici e foarte important să vă uitați foarte atent la rutina voastră zilnică, pentru că ceva nu este ok, ceva vă dăunează grav sănătății. Fie că e vorba de un viciu, de fumat, de băut, de mâncat prea mult, de mâncat prea repede, nu știu ce se întâmplă aici, dar ceva nu e ok și cu cât țineți mai strâns cu dinții de aceste obiceiuri proaste, cu atât mai mult rău vă faceți vouă înșivă. 4 de monede, soluția se află în natură. Ieșiți să vă plimbați în natură, faceți sport în natură, adaptați-vă dieta astfel încât să fie mai echilibrată și să mâncați alimentele mai aproape de starea lor naturală. Atunci când vorbim de fructe și legume, căutați să introduceți în alimentația voastră acele fructe și legume care sunt în sezon acum și, în general, mâncați mâncarea mai puțin procesată. Și, în general, nu vă zgârciți aici când vine vorba despre sănătatea voastră, fie că e vorba de niște analize care s-ar putea să vă coste ca să le faceți, nu vă zgârciți în privința asta, pentru că o să aveți mai mult de plătit pe termen lung. Fie că e vorba de un medic sau de un tratament pe care trebuie să-l începeți, chiar dacă vă costă mai mult decât v-ați așteptat, aici e important să nu vă zgârciți, pentru că investiți în sănătatea voastră, în longevitatea voastră, investiți în voi pe termen lung. Și dacă peste 5-10 ani o să fiți atât de bolnavi și atât de
suferinți încât nu o să vă mai puteți bucura de viață, ce rost o să aibă atunci toți banii pe care îi puneți deoparte, toată economia care o faceți acum prin faptul că nu vreți să aveți grijă de sănătatea voastră. Nu o să mai însemne nimic. Prin urmare aici, nu vă zgârciți cu sănătatea voastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem cavalerul de bâte. Foarte multă energie și pasiune aici pe cariera voastră, în finanțele voastre. Și pentru cei care mi-ați ascultat sfatul de ieri și ați înțeles că e momentul să finalizați cu traiectoria de carieră pe care erați și să începeți ceva nou, fie că această noutate este o schimbare mai mică, ar fi să vă mutați în altă echipă, în alt departament sau să începeți alte proiecte sau o schimbare mai mare, să vă schimbați complet cariera, domeniul de activitate, indiferent cum se aplică acest lucru pentru voi, pentru cei care ați acceptat ieri că ăsta este mesajul de la Univers, că trebuie să faceți o schimbare, astăzi puteți să porniți cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă pasiune într-o direcție nouă, într-o direcție de care sunteți încântați efectiv. Și aici cu cavalerul de bâte, succesul este la îndemâna voastră, este foarte aproape de voi. Trebuie doar să aveți curaj, pentru că aici succesul este de partea celor curajoși și trebuie să duceți lucrurile la bun sfârșit, pentru că aici cu cavalerul de bâte, riscul este că o să vă plictisiți foarte repede și o să renunțați prea devreme la această nouă inițiativă, la acest nou proiect. Prin urmare, aveți grijă aici să vă temperați puțin impulsivitatea, să vă canalizați toată forța voastră creativă și toată energia în a duce la bun sfârșit acest nou proiect, această nouă inițiativă, pentru că o să aveți succes dacă duceți lucrurile până la bun sfârșit și dacă acționați cu integritate și cu vitejie. Soarta o să fie de partea voastră. Un semn foarte bun pentru toți cei care vor să înceapă o nouă afacere, un nou parteneriat de afaceri sau care vreți să investiți în ceva nou în această zi. Go for it! E decizia corectă, e decizia potrivită pentru voi la acest moment dat. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să vă uitați și la celelalte videouri de pe canalul meu de YouTube și să îmi lăsați în comentarii cum s-a aplicat pentru voi această interpretare. Bineînțeles, dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem, mesajul suplimentar de la cărțile Oracol pentru această zi este următorul. Sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să îmi lărgesc orizontul gândirii. Un mesaj foarte frumos pentru această zi de sâmbătă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!